Partener al emisiunii Starnet. Viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, să nu uităm nici pentru o clipă de sarcina noastră primordială. Să fim buni cetățeni și să nu le permitem politicienilor de orice culoare politică și orientare geopolitică să degradeze în niște mincinoși incurabili. Mai ales că și coordonatorul guvernării ne-a anunțat că are drept sarcină eliminarea mincinoșilor din politică. Cine știe, poate eliminarea lui Marian Lupu de la șefia Partidului Democrat e un prim pas în direcția promisă. Un alt lider al guvernării, Mihai Gimpo, și activitatea acestuia sunt contestate de către fondatorul Partidului Liberal, care la începuturi era al reformei. Asta pentru ratingul de doar 2% confirmat la prezidențiale. Al treilea lider, care împreună cu Ghimpu și Lupu a semnat acordul secret de partajare a instituțiilor de drept și de reglementare, Vlad Filat, e condamnat. Vedeți, acea troiță care a cauzat cea mai mare daună țării noastre, într-un moment când partenerii noștri internaționali au dorit sincer să ne ajute, rând pe rând sunt scoși din circuitul politic. Și în asta există logică și dreptate. Dar să ne îndreptăm privirile asupra politicienilor activi, aflați actualmente în cele mai înalte funcții din stat. Iată că s-a împlinit o lună de la intrarea în funcția supremă a liderului socialist Igor Dodon. Nu e mult, dar e un prilej pentru a-i aminti ce a promis pentru primele 100 de zile de mandat. Dar a promis domnul Dodon că în primele 100 de zile de mandat va atinge șase scopuri foarte importante. Prima promisiune se referă la restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia. Pentru asta, domnul Dodon s-a angajat să inițieze negocierea elaborării unui acord privind parteneriatul strategic și de prietenie cu Federația Rusă. Domnul Dodon a revenit recent de la Moscova, dar în privința inițierii noului acord nu a întreprins nimic. Mai mult, am văzut că la Moscova președintele Putin i-a amintit lui Dodon că nu are împuterniciri. În plus, noi ne-am convins că vizita a fost una partinică, necoordonată și nepregătită, așa cum ar fi trebuit cu concursul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Actualul acord de prietenie cu Rusia e în vigoare până în anul 2020 și probabil noul acord va fi elaborat după eventuala victorie a Partidului lui Dodon la parlamentare în 2018. Și aici e momentul să ne amintim de a doua promisiune a domnului Dodon pentru primele 100 de zile, organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Este clar că dacă domnul Dodon își transferă victoria la parlamentare pentru anul 2018, atunci nu va mai consulta alte partide și societatea pentru a declanșa anticipatele în primele 100 de zile de mandat, așa cum a promis. A treia promisiune pentru primele 100 de zile a fost începerea acțiunilor de reunificare a țării. Pentru asta, la întâlnirea cu liderul transnistrian. Domnul Dodon trebuia să ajungă la un compromis referitor la proiectul de reglementare. În acest scop, el a utilizat cuvântul magic federalizare, dar asta nu l-a impresionat pe liderul transnistrian, dar nici Cremlinul. Noi știm de ce, fiindcă din 2002 până în 2003 au fost elaborate și discutate trei proiecte federaliste de reglementare. Ei și ce? A patra promisiune pentru primele 100 de zile a fost. Asigurarea păcii sună intrigant. Pentru asta, în cadrul vizitei domnului Dodon la Bruxelles, el urmează să convingă Uniunea Europeană să formeze o trilaterală împreună cu Rusia și Statele Unite ale Americii pentru garantarea neutralității Republicii Moldova. Asta probabil va fi temelia podului dintre Vest și Est, în construcția căruia domnii Plahatniuc și Dodon vor coopera. Este o sarcină ce necesită abilități diplomatice deosebite și atingerea acestei sarcini cu concursul Uniunii Europene urmează să aibă loc pe fundalul declarațiilor de anulare a acordului de asociere. De aceea, la Bruxelles, domnul Dodon trebuie să convingă Uniunea Europeană de necesitatea substituirii acordului de asociere cu un acord de asigurare a neutralității Republicii Moldova. Și care ar fi interesul Uniunii Europene pentru asta? Doar domnul Dodon și-a anunțat intenția de reanimarea memorandumului COSAC, care nu a fost semnat, fiindcă prevedea dislocarea suplimentară în Moldova a 2000 de soldați ruși pentru garantarea implementării acestuia. Dar Statele Unite, de ce ar trebui să garanteze neutralitatea Moldovei în astfel de condiții? Vă reamintesc că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în primele 100 de zile de mandat. A cincea promisiune a domnului Dodon a fost să interzică unionismul. Pentru asta, domnul Dodon a promis să se adreseze președintelui României pentru a semna tratatul privind regimul de frontieră. De asemenea, așteptăm directivele domnului Dodon pentru SIS și Procuratură ca să ia atitudine față de organizațiile unioniste. Asta pentru foarte scurt timp, până va fi adoptată legea privind interzicerea unionismului în aceleași primele 100 de zile de mandat. Nici Hercule nu și-ar fi fixat atâtea sarcini mărețe în doar 100 de zile. Cea de-a șasea promisiune a domnului Dodon s-a referit la începerea procesului de relansare a țării. Pentru asta, el urmează să refacă Consiliul de Securitate, să ceară tragerea la răspunderea vinovaților de furtul miliardului, să propună Guvernului și Parlamentului noi strategii de securitate și dezvoltare și să dea indicații Guvernului ca să îndeplinească poruncile sale. Termenul de 100 de zile pentru realizarea celor șase promisiuni este 1 aprilie. Probabil e o coincidență, dar poate așa a vrut providența de vină în raport cu protectorul declarat al Ortodoxiei. În acest sens, este relevant faptul că domnul Dodon e discipol al Partidului Comuniștilor. Vă amintiți probabil de promisiunile din 2001 a acestui partid. De exemplu, aderarea țării noastre la Uniunea rusia belarus dar vă amintiți ce spuneau liderii comuniști atunci când erau întrebați despre realizarea promisiunilor electorale? Ei spuneau, noi v-am promis doar să examinăm posibilitatea realizării sau a soluționării problemelor. Vă raportăm că chiar am examinat posibilitatea și am ajuns la concluzia că realizarea promisiunilor este inoportună. Pariez că pe 1 aprilie domnul Dodon și Partidul Socialiștilor ne vor spune cam același lucru, doar surcica nu sare departe de trunchi. Ne vor spune că au intenționat, au încercat, au sensibilizat, dar nu au avut împuterniciri, nu au fost înțeleși de cetățeni și de parteneri și multe, multe alte brașave. Stimați concetățeni, cred că înțelegem cu toții că țara noastră degradează din cauza politicienilor irresponsabili, mincinoși, traseiști, hoțoman și tare, tare șmecheri. Sarcina noastră e să le amintim de promisiunile predecesorilor și soarta acestora, dar și să acționăm în consecință atunci când iarăși și iarăși vor încerca să ne mintă. Noi ne revedem mâine al vostru, domn președinte.